am lăudat cu defileul nostru la castel. Are o lungime de circa 5 km care traversează anume satul Gordinești. Acum ne aflăm în una din minile de piatră care a funcționat acum 15 ani în urmă și acum poate servi doar ca o destinație turistică pentru vizitatorii noștri. Avem dintele draconului, stejari, copaci frumoși, stânci, pietre, pătrate, rotunde, amestecate cu pomi, cu râu, cu apă purgătoare. Avem de asemenea un izvor, sau două izvoare mai bine zis, foarte puternice, apă bună, care iese, izvorăște din anume din piatră, din stâncă. La aceste izvoare, lumea înainte spălau hainele, covoare, rufe, albituri. Râul Racovesc începe curgerea din Ucraina și ajunge în râul Prut, întorlocându-se cu râul Draghește la Brânzeni. Prin sat avem vreo 5 km, vreo 5 după sat, prin stânci, prin canioane. Avem zona unde din 2014 se fac anual săpături arheologice. Acolo se numește Stânca Goală. Au fost descoperite locuințe, probabil acolo a fost sat, pe atunci cam 6.000 jumate ani în urmă. Dacă ajung turiștii în zona defileului, ar avea unde pune corturile și avea unde să nopteze, să prepare mâncare, să se odihnească. Avem o astfel de zonă amenizată. Este în preajma izvoarelor, avem un foișor. Avem, de asemenea, acum recent am instalat iluminat de noapte, timp de noapte. Tot zona asta este iluminată. Ca să atragem mai mulți turiști, mai mulți vizitatori acestor locuri frumoase, am organizat în 2016-2017 două ediții a festivalului Dorfest. Pe urmă, în anul 2022-2023, am organizat, în parteneriat cu Run Moldova, am organizat două maratoane, care în cea mai mare parte au trecut prin defileu, prin pădurile și locurile frumoase, unde au participat în jur de 600 de participanți. Chiar și azi avem un nou festival în premieră, festivalul Miros de Lavandă, pe un câmp de lavandă din satul Gordinești. Cum spune Vadim, sunt din Chișinău și chiar mi-era interesant să vedem ce se întâmplă în nordul Republicii. Sălbăticie de Siana, nici pe o hartă, nici o fotografie nu arată atât de frumoasă. Mirosul ăsta de câmp, de iarburi de câmp, de flori, munță ăștia de piatră, de piatră albă, asta jos pălărie. Spontană. Știm că în mai multe orașe, în mai multe părți a Moldovei, unde sunt câmpuri de lavandă, se fac astfel de evenimente și am vrut și noi la nordul Moldovei să existe un festival al lavandei. Este o afacere de familie pe care am gândit-o împreună cu soțul meu. Avem o suprafață de 4,5 hectare și suntem în a 5-lea an de producere. La început nu ne-am gândit că atât de multe lume pot să vină să ne viziteze în fiecare an, să vină să facă poze, să ne spună atâtea cuvinte frumoase în fiecare an, că am făcut, uite, așa o frumusețe și ne mulțumesc pentru că au ce să viziteze, le place foarte mult și sunt încântați. Mariu, fetea doamnea, eu am numele Marie.
înainte să tătărim și să ne întrecau o flori, mai poate să cadă șor.